Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de disconfort termic accentuat, caniculă, dar și instabilitate atmosferică valabilă până în această seară la nivelul întregii țări. Meteorologii spun că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării. Cu astfel de temperaturi ne vom confrunta și joi. Vremea caniculară va continua, astfel că temperatura va atinge 37 de grade. Vremea va fi caniculară joi după orele prânzului, când și disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală depășind pragul critic de 80 de unități. Temperaturile ridicate sunt foarte greu de suportat nu numai de către cei care suferă de vreo boală, cât și de cei sănătoși. Medicii ne sfătuiesc să consumăm alimente ușoare și să ne hidratăm. Atât alimentația cât și hidratarea joacă un rol foarte important pentru organism în zilele toride de vară. Cât despre o răcorire a vremii, meteorologii spun că există posibilă apariția de fenomene asociate instabilității atmosferice, însă spre seară cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura în orele nocturne nu va scădea sub 21 de grade.